vara aceasta, anul acesta mai bine spus, am avut oportunitatea să vizitez împreună cu familia Parisul și mergând pe străzile Parisului împreună cu familia am văzut inscripționate într-o clădire, inscripționate în piatră, următoarele cuvinte: liberté, égalité, fraternité. Este motoul național al Franței, valori de dorit în orice societate, în orice comunitate, valori care până la urmă sunt de dorit inclusiv în biserică. Dar sunt exact aceste valori care sumarizează așa de bine mentalitatea post-iluministă, care pot crea o sumedenie de probleme în cadrul bisericii atunci când sunt prost înțelese și atunci când aceste valori sunt adoptate din lume și după standardul lumii și nu din Scriptură și după standardul lui Dumnezeu. Și noi, ca și Biserica lui Hristos, credem în libertate. Da? Credem în libertatea care vine doar în Domnul nostru Iisus Hristos. Și noi credem în egalitate. Credem că suntem egali, mădulare în trupul lui Hristos. Și noi credem în ideea de a fi frați. De fapt, credem că noi suntem singurii care înțelegem și putem beneficia de ce înseamnă a fi frate cu cineva. Eu sunt mai frate cu fratele Andrei Croitoru decât sunt cu neamurile mele de sânge care nu-L cunosc pe Hristos. Da? Eu sunt mai frate cu voi dacă sunteți credincioși în Domnul Iisus Hristos și răscumpărați prin sângele Lui decât sunt cu oricine care este aliat cu mine prin sânge, dar nu prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și noi credem în aceste valori, dar trebuie înțelese în mod corect și în mod biblic. Există o tensiune în conducerea, în guvernarea bisericii, o tensiune reală, dar nu necesară în mod obligatoriu să fie prezentă, între congregație și între conducere. Cele mai multe ori când stai de vorbă cu oamenii dintr-o biserică sau cu comitetul, între ghilimele, care n-ar trebui să existe comitetul, nu există în Biblie comitet, dar să zicem cu păstorii, cu prezbiterii, până la urmă, după o cafea, două, încep poveștile mai picante despre tensiunile care există. Biserica vrea așa, dar conducerea vrea așa. Noi am implementat cu tare lucruri, dar biserica nu vrea. Da? Există această tensiune care pare să fie inevitabilă, care pare să fie necesară. Motivul pentru această tensiune, care deseori poate avea consecințe dezastroase, este înțelegerea greșită a ceea ce înseamnă egalitatea. A principiului acesta a egalității, care o avem într-adevăr ca și frați în Hristos, o avem într-adevăr ca și mădulare în trupul lui Hristos. Problema este că s-a impus o înțelegere a egalității din lume, din societate, din valorile lumii, în biserică, de oriunde s-ar prelua aceste valori, din orice sistem filosofic, din democrație, din socialism, din comunism, da? Depinde fiecare biserică unde se află și în ce fel de ape se scaldă, și se impune în biserică. Noi credem în egalitate. Ca tare credem în democrație și de acolo decurg tot felul de înțelesuri și de practici în biserică. Și aceste lucruri se întâmplă în detrimentul modului biblic de guvernare și de egalitate care ar trebui să existe în biserică. De unde e ideea de egalitate? Este ea pur importată 100% în biserică? De unde e ideea că congregația ar trebui să dețină până la urmă controlul, dacă vrem să spunem așa? Este aceasta pur un rezultat a unui import din cultura și societatea noastră? Sau există, într-o oarecare măsură, un mandat biblic pentru aceste concepte? La baza ideii conducerii prin congregație stă acest concept teologic al preoției universale, al faptului că toți suntem chemați să alcătuim un trup, toți suntem chemați să fim preoți, o preoție aleasă, da, o seminție aleasă, toți facem parte din trupul Domnului Iisus Hristos. Nu vom intra în detaliu pe acest subiect, dar vreau foarte sumar ca să vedem că aceste lucruri sunt adevăruri adevărate. Biblia învață că toți credincioșii am fost răscumpărați și alcătuim un singur trup. Biblia învață că nu există vreo distinție de valoare între creștini.
Eu nu am mai multă valoare ca și un mădular răscumpărat pentru simplu fapt că sunt pastorul unei biserici, decât un alt mădular care este doar un membru în biserică. Aceeași jertfă a fost săvârșită pentru mine ca și pentru dumneavoastră. Da? Și nimeni altcineva, orice funcție ar avea el în o biserică, într-un cult sau într-o hierarhie eclesială, nu poate spune că el are mai multă valoare sau mai mult merit. Pentru că niciunul dintre noi nu are vreun merit. Da? Biblia învață că nu există vreun mijlocitor între oameni și Dumnezeu în afară de omul Iisus Hristos. Clerul nu este o clasă superioară de creștin cu drepturi sau cu acces special la Dumnezeu. Da? Prezbiterii, slujitorii bisericii nu sunt mijlocitori în a merge spre Dumnezeu și sunt ajutoare, sunt instrumentele a Harului, sunt binecuvântări lăsate pentru mădularele trupului încât să fie asistate, să fie slujite. De aceea îi numim slujitori, da? Și nu arhiepiscop și pap și altceva. Clerul, dacă vrem să vorbim așa, trebuie să fie dispus să spele picioarele membrilor, la fel cum Domnul Iisus Hristos. Metaforic vorbind, nu fizic. Da? Puteți să întrebați de ce nu fizic la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Cu siguranță, când afirmăm aceste lucruri, în mintea noastră încep și curg tot felul de referințe biblice, dacă ne cunoaștem Scriptura, și ne amintim că aceste lucruri există în Scriptură și sunt realități. 1 Petru, capitolul 2, versetul 5 și versetul 9, ne spune că noi vom fi sau suntem o preoție sfântă, o preoție împărătească. Adică fiecare dintre noi are acest rol de a fi preot. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem acces să mergem înaintea lui Dumnezeu și să mijlocim, să venim cu problemele noastre, să venim cu nevoile noastre, să ne cerem iertare pentru păcatele noastre. Da? Suntem preoți în familia noastră, suntem preoți în comunitatea în care ne aflăm. Apostolul Pavel, de exemplu, vorbește mult în Corinteni despre egalitatea în valoare între mădularele trupului Hristos, pentru că în Corinteni exact asta era problema. Unii vreau să se afirme ca fiind superiori față de ceilalți. Noi suntem mai spirituali pentru că avem daruri. Noi suntem mai spirituali sau mai valoroși pentru că uite câtă mâncare am adus noi la cina Domnului. Nu atinge tu plăcinta mea, că tu ești sărac. Și Apostolul Pavel vorbește foarte mult despre faptul că ei, toți cei care sunt răscumpărați, sunt egali și formează un singur trup. În Galateni 3:28 ne arată că nu este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toți sunteți una în Hristos. Acest verset este răstălmăcit deseori pentru că nu se înțelege că ceea ce Apostolul Pavel sublinează este egalitatea în valoare, nu în funcție. Da? Vrea să zic Apostolul Pavel că acum bărbații pot da naștere la prunci? Că nu mai este nici bărbat, nici femeie? Să nu fim cretini la cap. Apostolul Pavel spune că nu există diferență de valoare. Bărbatul nu poate să zică soției, eu sunt superior ție în Hristos pentru că eu sunt bărbat. Nu. Poate să-i spună, noi suntem egali în Hristos, da? Dar eu am rolul de a fi conducător spiritual în această familie. Și tu ai rolul de a te supune în ascultare, precum biserica se supune de Hristos. Și eu și noi împreună ne supunem față de Hristos împreună. Dar nu că El este mai valoros. Păstorul nu poate spune că El este mai valoros sau păstorii. Noi suntem mai valoroși, mai importanți decât voi membrii de rând. Nu. Ci avem doar un alt rol în trupul lui Hristos, o altă slujire. Vrea Apostolul Pavel să spună că acum nu mai este nicio diferență între mână și picior și gură sau nas în trupul lui Hristos? Nu! Gura are un rol, piciorul are un alt rol, mâna are un alt rol. Dar toate sunt mădulare de valoare egală și fiecare trebuie ca să-și îndeplinească chemarea din partea lui Dumnezeu. Da? 1 Timotei 2:5, căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Hristos Iisus. Egalitatea aceasta este bazată pe faptul că până la urmă fiecare om trebuie să stea el personal înaintea lui Dumnezeu. Și dacă el nu poate sta, n-are problema rezolvată și Hristos nu este preotul lui, nu este Domnul lui, nu este Mântuitorul lui. Nu contează care este funcția lui, nu contează care este titlul lui. Da? Factorul care ne face să fim uniformi în valoare este statutul nostru înaintea Domnului Iisus Hristos prin jertfa Lui. Și ar fi versete care am putea să le cităm și să vedem că această teologie a egalității este una
biblică, este una biblică. Dacă adăugăm la acest concept al preoției universale, da, un concept la care baptiștii, numește-i tu cum vrei, tradițional, calviniști, orice ar fi, reformați, toți până la urmă, arminieni, calviniști, eretici, dacă sunt baptiști, țin la aceste concepte, pentru că ele sunt distinctive baptiste. Da? Ecleziologic vorbind și doctrinar vorbind, de fapt, baptiștii au fost întotdeauna un cult sau au fost o religie care s-a axat pe ecleziologie. În general au importat soteriologia. Baptiștii reformați s-au uitat la ceea ce a făcut reforma și au zis: măi, ăștia la Westminster Call le-am nimerit pe toate, la mântuire, la toate astea. Luăm toate lucrurile acestea care sunt clare, care sunt exact cum spune Biblia, dar mai trebuie lucrat un pic la organizarea bisericii, la conducerea ei, la botez și așa mai departe. Dar n-au încercat să redefinească tot. La fel, baptiștii generali, adică baptiștii arminieni, da, au zis: măi, strămoșii noștri, au pervertit ei cuvântul despre mântuire cum l-a pervertit, îl importăm pe ăla, dar măcar să fie ecleziologia bună, da? Atât. Baptiștii nu s-au prea bătut capul cu soteriologia, cu doctrina mântuirii, ci pur și simplu au dat copy-paste și și-au bătut capul cu ecleziologia, cu ceea ce discutăm noi astăzi. Și dacă te uiți la istoria baptistă, reformată sau deformată, da? Preoția universală, conducerea congregațională, rolul păstorului și așa mai departe, sunt aproape identice. Sunt aproape identice. Deci cei care nu practică lucrurile astea în bisericile baptiste de astăzi, nu pot să zică pe știi, noi nu suntem baptiști reformați. Nu, voi nu sunteți baptiști dacă nu credeți lucrurile astea care sunt în Scriptură. Da? Deci dacă adăugăm la aceste concepte despre egalitatea congregației, despre egalitatea mădularelor, adăugăm la ele ideea despre alegere, și nu mă refer aici la predestinare, ci la democrație, la faptul că, de exemplu, Biblia vorbește despre alegeți dintre voi, da? Desemnați dintre voi prin ridicare de mână. Voilà, peste noapte avem un mod de guvernare a bisericii. Toți suntem egali și egalitatea asta alege dintre ei niște oameni care să o conducă, da? Avem guvernarea congregațională și democratică. Problema este dacă această guvernare este biblică. Ca ea să fie biblică, congregația trebuie să înțeleagă rolul ei și autoritatea ei și cei care fac parte din slujitorii duhovnicești, din conducerea bisericii, dacă vrem să o numim așa, trebuie să înțeleagă autoritatea, rolul lor și responsabilitățile lor. În primul rând, care este autoritatea și responsabilitatea congregației, a membrilor? Pentru foarte mulți, ideea de conducere prin congregație este ceva tabu. Când vorbim despre faptul că biserica, congregația, membrii au decizia finală, sunt suverani, dacă vrem să vorbim așa, peste problemele bisericii, deja ne închipuim și ne amintim, poate, adunări generale cu certuri, cu bătăi, cu scaune aruncate, cu dezbinări teologice de la culoarea mochetei și așa mai departe, da? Păi știi, frate, că scrie acolo în Biblie că mocheta trebuie să fie albastră. Unde scrie așa ceva? A, eu nu mai vin la biserica asta dacă mocheta nu-i roz. Da, păi du-te, frate, liniștit, n-ai nicio treabă cu Scriptura. Dar țineți minte toți asemenea dezbateri care s-au purtat în biserici pe nimicuri care au dezbinat adunarea și au făcut-o praf și pulbere și nimeni n-a putut ca să zică: măi, uite, tu stai în banca ta pentru că toți suntem egali și biserica până la urmă are ultimul cuvânt. Sau când biserica împreună a votat să meargă împotriva cuvântului. Și am asistat toți, probabil, sau mulți dintre noi, la asemenea evenimente unde am stat și ne-am uitat în groază cum biserica, prin autoritatea ei congregațională, a negat cuvântul lui Dumnezeu și a zis: nu se poate așa ceva. Cum să se poată așa ceva? Cum să fie ăsta modelul care Dumnezeu l-a instituit? Da? De la ideea principală care vreau să o înțelegem despre autoritatea congregațională este că a fi membru într-o biserică nu are așa de mult de a face cu aceste nimicuri, nu are de fapt nimic de a face cu aceste nimicuri, ci a fi membru într-o congregație creștină este o funcție, este o slujbă bazată pe o chemare care ți-o dă Hristos.
Am văzut deja că responsabilitatea bisericii și ca atare responsabilitatea membrilor este să afirme și să protejeze mărturisirea și mărturia Evangheliei. Asta este rolul bisericii. Da? Biserica este temelia și stâlpul, sau stâlpul și temelia adevărului Dumnezeu. Noi avem rolul să afirmăm Evanghelia și avem rolul să protejăm Evanghelia. Și mesajul Evangheliei și mărturia Evangheliei prin viețile noastre. Biserica, adică membrii ei, este responsabilă să răspundă corect la două întrebări. Și anume, este aceasta o mărturisire evanghelică? Ceea ce spunem, ceea ce comunicăm lumii, este aceasta mesajul Evangheliei? Și în al doilea rând, este aceasta o mărturie, adică o viață de credință în conformitate cu Evanghelia. Asta este esența conceptului biblic a rolului congregației, da? Și vom elabora lucrul acesta imediat. Nu dacă trebuie să zugrăvim roz sau gri. Vă implor, zugrăviți gri, nu roz, că este urât de tot, da? Opinia mea. Nu ăsta este rolul. Să avem dezbateri pe lucrul acesta, ci să veghem ca și adunare, să ne asigurăm că ceea ce comunicăm, ceea ce proclamăm, este cu adevărat Evanghelia și ceea ce trăim și felul în care trăim reflectă cu adevărat Evanghelia. Asta ar trebui să fie preocuparea noastră întotdeauna în biserică, ca și membri. Da? Și dacă ne axăm pe acest aspect, nu o să mai avem timp de toate celelalte. Nu o să ne mai intereseze. Dacă tot timpul suntem axați pe aceste aspecte. Câteva aspecte care trebuie să le considerăm despre autoritatea în biserică. Primul rând, trebuie să înțelegem că există diferite roluri sau feluri de autoritate în biserică. Noi avem impresia că autoritatea este ceva exclusiv. Este ceva care poate să fie o singură autoritate. Dar Biblia nu vorbește în acest fel. Biserica, membrii, au o autoritate, prezbiterii au o altă autoritate și fiecare trebuie să o exercite în mod corect, în mod biblic pentru o armonie în biserică. Este absurd să crezi că autoritatea supremă, ultimă în biserică, ar putea aparține altcuiva decât lui Hristos. Total absurd. De aceea, ideea că congregația este suverană sau ideea că prezbiterii sunt suverani în biserica lui Hristos sunt ambele greșite. Hristos este suveran în biserica lui Hristos și Hristos lucrează în biserica lui prin diverse mecanisme. Da? Deleagă autoritate membrilor și responsabilități membrilor și deleagă în același timp autoritate și responsabilități prezbiterilor. Da? În biserica lui Hristos, prezbiterii au o autoritate, iar membrii au o altă sau un alt fel de autoritate. Și fiecare va răspunde înaintea lui Hristos dacă și-a îndeplinit chemarea sau nu. Întrebarea atunci este, de unde provin aceste autorități? Și v-am spus deja cumva, v-am dat răspunsul și anume că ele provin din Hristos. Autoritatea bisericii, a membrilor a congregației, provine din Hristos, care este cel care a întemeiat biserica și este capul bisericii. Da? Dacă deschideți la Matei 16, vedem că Domnul Iisus Hristos este cel care afirmă că El își va zidi. Țineți minte dialogul acela cu Petru, în care Domnul Iisus Hristos îl întreabă pe Petru cine zice El că este și Petru răspunde, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iar răspunsul Domnului Iisus Hristos în afirmare la ceea ce a zis Petru este în felul următor. Iar eu îți spun că tu ești Petru și pe această piatră, în limba greacă este și un joc de cuvinte, da? Între numele lui Petru și piatră, Petro, Petros, da? Este un joc acolo. Ideea este nu că tu ești Petru și pe tine, Petru, voi clădi biserica, ci tu ești Petru și pe această piatră, pe declarația ta că eu, Iisus, sunt Fiul lui Dumnezeu, îmi voi zidi biserica. Domnul Iisus Hristos este interesat să afirme acolo, pe de o parte, pe Petru, că El este într-adevăr un martor veritabil al Evangheliei, dar mai mult decât atât, să afirme mărturisirea lui Petru, și anume că tu ești Hristosul. Nici nu conta cât de fantastic era Petru. Și vedem de fapt că Petru nu era foarte fantastic. Da? Petru o dă în bară la fiecare pas. Și urma să o dea în bară foarte, foarte grav. Hristos nu l-afirmă pe Petru, domnule, Petru, tu ești cel mai fabulos, cel mai măreț predicator care l-am găsit vreodată, tu cu siguranță, pe tine în pozii de biserică. Nu.
Piatra pe care este zidită biserica este Evanghelia, este cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos vrea să afirme două lucruri în acest pasaj. Mărturisirea Evangheliei și mărturia lor. Dacă mărturisiți această Evanghelie și dacă trăiți după această Evanghelie, atunci sunteți credincioși cu adevărat și asta înseamnă ca să faci parte din biserică. Unii teologi numesc această autoritate cheile împărăției. Cheile împărăției. Hristos a delegat, vom vedea imediat, aceeași autoritate, aceste chei ale împărăției, care declară despre un mărturisitor al credinței că are o mărturisire adevărată și că este un martor adevărat, adică are o mărturie adevărată, el declară că aceasta s-a delegat, în primul rând, apostolilor. Ei sunt cei care sunt puterniciți să zică despre un credincios, da, ceea ce tu spui despre Hristos este adevărat. Și da, viața ta este în conformitate cu Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Dar în final, vedem că această autoritate nu rămâne doar cu apostolii și mai încolo, în Matei 18, este delegată bisericii. În Matei 18 avem aici un frate care se află în păcat, nu vrea să se pocăiască, este confruntat de fratele lui, nu vrea să se pocăiască, da? Este confruntat de mai mulți frați, nu vrea să se pocăiască. Și atunci Domnul Iisus Hristos vine și le spune care trebuie să fie soluția când se vor confrunta cu acest caz. Interesant este, Domnul Iisus face această delegare a acestei autorități fantastice, da, cheile împărăției, și o face în contextul disciplinei în biserică. Dacă v-ați întrebat, în timp ce fratele Andrei vorbea, totuși, de ce e așa de important disciplina în biserică? De ce a fost așa de important pentru Domnul Iisus să arate că autoritatea aceasta care este delegată apostolilor și după apostolul bisericii se practică în primul rând în disciplina bisericească. Dar pentru Domnul Iisus Hristos lucrul acesta este foarte important. Și el spune felul următor, dacă nici de ei nu vrea să asculte, spune acest lucru bisericii, dar dacă nici de biserică nu vrea să asculte, atunci să fie pentru tine ca unul dintre neamuri, ca un colector de taxe. Adevărat vă spun, și acum vine și spune exact ceea ce a spus anterior când discuta cu Petru și cu ucenici. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Din nou, adevărat vă spun că dacă doi dintre voi se înțeleg pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo în mijlocul lor sunt și eu. Da? Și acest verset este deseori citat, scos din context. Contextul aici ce este? Mergeți și spuneți bisericii. Contextul nu este eu cu fratele Andrei, cu fratele Ciprian, ne întâlnim și orice proclamăm noi se întâmplă. Da? Noi am proclamat și Domnul este obligat să facă. Nu. Domnul aici promite că El își va zidi biserica cât timp noi mergem după cuvântul lui Dumnezeu. Ați observat ceea ce s-a întâmplat. Biserica este chemată să rezolve acest caz de disciplină, să protejeze mărturia bisericii și este înzestrată biserica cu autoritatea să facă acest lucru. Cu aceeași autoritate care a delegat-o mai dinainte apostolilor în Matei 16, aceste chei ale împărăției. Succesiunea autorității în Biblie este arătată ca și fiind eclesială, nu papală sau arhiepiscopală. Este eclesia, adunarea care are autoritatea lui Hristos. Noi reprezentăm pe Hristos. Noi suntem ambasada lui Hristos. Noi, biserica adunată la un loc, mădulare la un loc, au autoritatea de a declara despre cineva că face parte din trupul lui Hristos sau că nu face parte. Noi nu avem autoritatea ca să îl facem pe cineva parte, la propriu, da? Sau să scoatem pe cineva, ci avem autoritatea ca în mod veritabil, adevărat, dacă suntem o biserică adevărată, să facem o declarație investiți de autoritate care provine de la Hristos. O biserică adevărată are această autoritate, delegată direct de la Hristos. De aceea, dacă faci parte dintr-o biserică reală, o biserică adevărată unde se predică Evanghelia, unde sunt oameni temători de Dumnezeu, unde se practică rânduielile, unde se practică în mod corect disciplina și ăia îți spun că ești anatema, să te cutremuri de frică. O, m-au exclus.
Da, dacă ei sunt anatema, du-te caută-ți o altă adunare. Dar dacă ei sunt o biserică adevărată a lui Hristos, frică și cutremur. Că s-ar putea ca să fii tu anatema. S-ar putea ca să fie adevărat ceea ce spun. Este un mare lucru să fii dat pe mâna satanei din partea unei biserici adevărate. Nu este un lucru de luat cu ușurință. Membralitatea într-o biserică este o funcție cu mare autoritate. Orice funcție vine cu autoritate. Dacă ești director, ai o anumită autoritate. Ești șef, ai o anumită autoritate. Ești membru într-o biserică a lui Hristos locală, ai autoritate. Și orice autoritate vine cu responsabilitate. Da? Dacă ești șef la servici, ai responsabilități. Trebuie ca să dovedești că ai făcut ceea ce trebuia să faci cu acea autoritate, ceea ce ai fost înzestrat să faci cu acea autoritate. Am văzut că autoritatea provine de la Hristos. Dar care sunt responsabilitățile? Vrem să vedem care sunt responsabilitățile noastre. Avem responsabilitatea, în primul rând, de a afirma și de a proteja Evanghelia. Fiecare membru al bisericii trebuie să înțeleagă responsabilitatea lui de a afirma și proteja Evanghelia. Fiecare. Nimeni nu se poate culca pe ureche. Fratele păstor, se ocupă el. Dacă ești membru, tu trebuie să protejezi Evanghelia. Avem responsabilitatea de a proteja mărturia bisericii. Prin viața noastră și prin viața celor care fac parte cu noi în acea biserică. Biserica este responsabilă pentru a declara public cine îl reprezintă pe Hristos. Noi spunem unii despre alții că suntem al lui Hristos. Dacă eu calc pe bec și voi nu faceți nimică, voi afirmați public lumii, da, o călcat pe bec, a curvit, a furat, dar este al lui Hristos. Pe frate, dar o tot face la... Am înțeles, dar nu ne interesează, noi declarăm în continuare că este al lui Hristos. Nu se poate așa ceva. Să ne batem joc de mărturia Domnului Iisus Hristos și de mărturia bisericii Lui. Suntem datori să protejăm mărturisirea Evangheliei și suntem datori să protejăm mărturia Evangheliei. Implicațiile sunt că asta înseamnă că congregația și doar congregația are responsabilitatea și autoritatea să primească membrii, să disciplineze membrii, adică să-i excludă. În orice biserică unde comitetul sau prezbiterii primesc membrii sau exclud membrii, fără ca biserica să facă acest lucru, și-au depășit autoritatea care le-a dat-o Hristos. Tu ca și păstor nu poți primi un mădular în trup. Tu ca și păstor nu poți scoate un mădular din trup. Lucrul acesta îl poate face doar trupul. Doar trupul care are autoritatea din partea lui Hristos. Biserica este responsabilă pentru doctrina ei și pentru cârmuirea ei în mod ultim. De exemplu, am văzut în abordarea fratelui Andrei în Galateni 1, în mod frumos lucrul acesta. Biserica este responsabilă pentru părăsirea Evangheliei. Nu doar prezbiterii. Biserica trebuia să vegheze. Biserica trebuia să semnaleze. Biserica trebuia să zică nu vom părăsi adevărata Evanghelie. A fi membru nu necesită doar să ridici mâna la adunarea generală și să-ți dai cu părerea la lucruri banale. Pentru a exercita în mod corect această autoritate și pentru a îndeplini această responsabilitate delegată ție de Hristos, ca și membru într-o biserică evanghelică, trebuie să cunoști Evanghelia. Acum, dacă te ridic din bancă și spun, spune-mi Evanghelia. Păi nu știu. Oare chiar e importantă asta sau aia altă? Cum vei proteja Evanghelia dacă nu o cunoști? Fiecare membru într-o biserică adevărată trebuie să fie gata să lupte pentru Evanghelie. Ceea ce înseamnă că el trebuie să cunoască Evanghelia. Fiecare membru trebuie ca să cunoască bine Scriptura. Să fie într-o creștere continuă de cunoaștere scripturală. Altfel, cum vom ști dacă învățătura dată de prezbiteri este conform Scripturii? Eu de multe ori am fost ispitit să fac exercițiul acesta. Să mă duc în bisericile care mă invitau, acum nu mai mă invită nimeni, mulțumesc frumos, am destul de lucru la mine acasă. Să mă duc și dacă am o oră la dispoziție pentru predică, jumătate de oră intenționat să predic cele mai mari erezii. Și să smulg amin și aleluia după amin și aleluia. Și o făceam foarte ușor. Pentru că oamenii nu-și cunosc Scriptura. Și următoarea jumătate de oră să-i mustru pentru faptul că nu știu Scriptura și au afirmat cele mai mari erezii. De câte ori n-ați stat voi
în bănci și ați afirmat tot felul de negări a atributelor lui Dumnezeu, tot felul de negări ale Evangheliei, și ați spus, ce frumoasă predică, ce minunată predică, ce m-a afectat la corazon. Și Dumnezeu a privit și a spus, blasfemie! Pentru că n-ați cunoscut Scriptura. Ca și membru într-o biserică adevărată, scripturală, trebuie să cunoști Scriptura. Trebuie să ne cunoaștem unul pe altul. Dacă rolul membrilor într-o biserică adevărată este să afirme unul despre altul că ei împreună fac parte din trupul lui Hristos și că lucrul acesta este dovedit prin ceea ce mărturisim și prin mărturia vieții noastre. Cum pot eu să spun asta despre tine dacă eu nu știu nimic despre tine? Eu nu știu unde lucri, eu nu știu ce se întâmplă în familia ta, eu nu știu cine sunt prietenii tăi, eu nu știu cum te comporți pe stradă, eu nu știu nimic despre tine. Dar eu afirm despre tine că tu ești mădular în trupul lui Hristos, că tu îl reprezinți pe Hristos și la lucru și în familie și pe stradă. Trebuie să cunosc Evanghelia, trebuie să cunosc Scriptura și trebuie să te cunosc pe tine ca să pot fi membru într-o biserică împreună cu tine și să pot ca să îndeplinesc această responsabilitate care vine prin autoritatea delegată. Al doilea rând, autoritatea prezbiterilor. Congregația are autoritate, are o responsabilitate, prezbiterii vedem că au altă autoritate. Da? De unde provine această autoritate? Da? Câteva locuri unde ne putem uita. Pavel spune, de exemplu, în Fapte 20, Duhul Sfânt v-a pus supraveghetori ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu. Da? În Evrei 13:17 spune, ascultați de conducătorii voștri și supuneți-vă lor că cei au grijă de sufletele voastre. Deci vedem această dicotomie. Pe de o parte vedem că slujitorii sunt puși acolo de Dumnezeu, da? Pe de altă parte vedem că biserica trebuie să interacționeze într-un oarecare fel cu acest slujitor, da? Există o îmbinare care trebuie să existe în adunare. În alte cuvinte, în mod normal, prezbiterii folosesc autoritatea lor prin învățătură, prin veghere să conducă biserica și exercită autoritatea care ei o au de la Hristos, da? Și congregația folosește autoritatea ei să afirme și să protejeze această slujire. Congregația, biserica, nu poate fi eficientă în a îndeplini responsabilitățile ei dacă prezbiterii nu îndeplinesc responsabilitățile lor și prezbiterii nu pot fi eficienți în responsabilitățile lor dacă congregația nu este eficientă în a ei. Eu degeaba tot predic aici non-stop dacă voi ne ascultați. Egal cu zero, da? Dacă voi nu cercetați scripturile, dacă voi nu judecați, dacă voi nu aplicați, dacă voi nu trăiți, eu pot ca să tot predic, da? De asemenea, dacă voi vă faceți datoria, dar eu nu îmi fac datoria de a păstori, de a învăța, de a cârmui, lucrurile nu vor merge. Ambele trebuie ca să existe. Greșeala majoră care se face și unde lucrurile se rup este că biserica, congregația, are impresia că ea deține autoritatea totală de la Hristos și crede că ea este cea care a delegat sau care investește prin autoritatea ei proprie slujitori în biserică. Dar acest lucru este total fals. Slujitorul duhovnicesc își are rădăcina autorității, la fel ca și congregația, direct din capul care este Hristos. În Efeseni 4, de exemplu, vedem lucrul acesta foarte clar. Și El a dat, El Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști și pe alții păstori și învățători. Originea autorității a slujitorului duhovnicesc, care este? El a dat. El a dat. Nu biserica a dat, nu biserica și-a dat ea slujitori, nu biserica și-a dat ea păstori, ci Dumnezeu este cel care dă slujitori bisericii. Fapte 28:28. Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele Lui. Dumnezeu este Cel care dă autoritate membrilor și Dumnezeu este Cel care dă autoritate prezbiterilor. Și există nu o piramidă, o hierarhie, ci un fel de triunghi unde membrii și prezbiterii sunt egali în valoare, dar au roluri diferite și responsabilități diferite. Și își
trag, își au autoritatea de la capul care este Hristos. Este doar în această formulă și doar în această înțelegere unde lucrurile vor funcționa. Cum desemnează Dumnezeu acești oameni în biserica Lui? Într-o biserică normativă, unde lucrurile funcționează după Scriptură, prezbiterii existenți, care există deja în acea biserică, de obicei identifică, da? Ei văd cine este înclinat, a cui viață lucrează Duhul Sfânt, în a cui viață a pus Duhul Sfânt un dar de învățătură, da? Prezbiterii identifică, biserica confirmă, da? Da, frate păstor, da, frate prezbiter, și noi vedem că în fratele Alex Duhul Sfânt lucrează acest lucru. Și noi vedem că are o inimă de păstor. Și noi vedem că este prelucrat de Duhul lui Dumnezeu în acest fel. Noi toți vedem lucrul acesta, nu numai tu. Biserica confirmă, iar Dumnezeu este Cel care investește, care îi ordinează în lucrarea Lui. Slujitorul duhovnicesc, când se ridică la amvon, când se ridică să cârmuiască biserica, el se ridică în numele și cu autoritatea lui Dumnezeu, nu în numele și autoritatea voastră. Da? Biserica este instrumentul prin care autoritatea lui a fost confirmată. Nu de unde își primește el autoritatea. Da? Eu când predic Evanghelia, nu predic Evanghelia știind că eu am autoritatea care mi-a dat-o biserica mea. Eu am autoritatea lui Hristos. Orice ar zice oricine altcineva, cât timp predic Evanghelia lui Hristos, ea este autoritatea lui Hristos. Da? Vedem lucrul acesta prin câteva realități biblice. În primul rând, cheile împărăției sunt date biserici. Responsabilitatea ultimă stă pe umerii bisericii. Da? Acest lucru este adevărat când vine vorba de membralitate, când vine vorba de excludere și când vine vorba și de slujire. Biserica, până la urmă, va răspunde pentru cei care i-a investit în slujire. De ce? Pentru că biserica este responsabilă, după cuvântul lui Dumnezeu, să identifice și să confirme cei care Duhul Sfânt i-a chemat în slujire. Dacă ați confirmat pe alții, asta este vina voastră, nu vina Duhului Sfânt. Dacă nu v-ați ghidat după cuvântul lui Dumnezeu, asta este vina voastră ca și membri în biserică, nu vina lui Dumnezeu. Pentru că ei nu i-a chemat niciodată. Pentru că Dumnezeu nu i-a investit niciodată. Sunt foarte mulți păstori ordinați, local, cultic, interstelar, da? Care de fapt n-au fost ordinați vreodată de Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu nu i-a chemat, nu i-a înzestrat, nu i-a investit. Și totuși biserica care nu cunoaște Evanghelia, nu cunoaște Scriptura și nu este călăuzită de Duhul Sfânt a zis, tu ești păstorul nostru. Este egal cu zero o asemenea autoritate. Este egal cu zero o asemenea ordinare. Dacă ne uităm în pasaje precum Titul 1:5, vedem acest lucru. Te-am lăsat în Creta să pui în rânduială ce mai rămânea de rânduit și să așezi prezbiter, plural, peste tot în Noul Testament. Totdeauna sunt multipli prezbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit. Nu este locul, dar dacă ați face un studiu, veți vedea că această punere în rânduială, da? Și această desemnare, această așezare de prezbiter se referă la exact ceea ce discutam mai înainte. Cuvântul în limba greacă este catastesis, care înseamnă a desemna sau a afirma prin ridicare de mână. Sensul este cel mai clar, de exemplu, în Fapte 6:3. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați. Da? Ce se întâmplă acolo? Pe apostolii nu aveau ei autoritate să zică tu, tu, tu și tu? Nu puteau ei să facă așa ceva? Nu! Biserica trebuia să aleagă dintre ei, sub supravegherea apostolilor care erau prezbiterii bisericilor din Ierusalim, ei trebuiau să zică, măi, doctrinarea asta nu se califică, da? Sau aici n-are maturitate. Mai gândiți-vă, da? Și biserica zice, da, da, frate Petru, așa e, da? Am crezut că fratele Cristi e potrivit, dar ar trebui să ne mai gândim. Sau am crezut că fratele Cutare e potrivit, ar trebui să ne mai gândim. Așa e, ne gândim la altul, sigur, nicio problemă, da? Dar ei trebuiau să aleagă dintre ei, da? Pentru că ei aveau această autoritate delegată de la Hristos. Deja în Fapte 6, apostolii nu mai au cheile împărăției. Biserica are cheile împărăției. Deja apostolii înțelegeau că acum biserica trebuie să funcționeze în mod normativ, așa cum Hristos a intenționat. Membrii au autoritate, prezbiterii au o altă autoritate. De aceea, de exemplu, când se trimite
acea scrisoare de la Ierusalim, vedem că se semnează apostolii, prezbiterii și toată biserica. Da? Era o funcție de apostol și era o funcție de prezbiter. Faptul că Petru deținea ambele, de exemplu, nu însemna că mintea lui era amestecată. El înțelegea autoritatea care o are ca și apostol și autoritatea care o are ca și prezbiter și autoritatea care o are ca și simplu membru în biserica lui Hristos. Peste tot în Biblie vedem acest lucru. Importanța acestui adevăr este foarte important de subliniat. Importanța este că dacă autoritatea este de la Dumnezeu, dacă ești trimis de Dumnezeu, atunci ai autoritatea lui Dumnezeu. Dacă ești cu autoritate de la oameni, ai autoritatea oamenilor. Da? Ești reprezentantul oamenilor. Dar dacă ești trimis de Dumnezeu, investit de Dumnezeu, atunci ai autoritate divină. Nu să faci ce vrei tu ca și păstor sau prezbiter, ci să faci numai ce Dumnezeu ți-a poruncit. Chiar în ciuda bisericii de multe ori. Chiar contra unei biserici de multe ori. Păi frate, noi te-am votat, acum trebuie să faci ce spunem noi, nu? Voi v-ați exercitat autoritatea să confirmați darul de slujire care Dumnezeu l-a pus în mine și eu am responsabilitatea să răspund față de Dumnezeu și să fac doar ce îl poruncește El. Atât. Dar frate, noi vrem altceva. Nu mă interesează. Trebuie să ascultați de ceea ce spune Scriptura și de ceea ce v-am produit din Scriptură. Pe frate, atunci noi te demitem. Demiteți-vă. Nu sunteți o biserică a lui Hristos dacă vreți să demiteți un păstor pentru simplu fapt că vrea să predice și să asculte de Scriptură. Și este cel mai bun lucru pentru acel păstor să fie dat afară dintr-o asemenea biserică și să meargă să păstorească acolo unde se află copiii lui Dumnezeu. Este important de înțeles acest lucru. Dacă autoritatea provine de la Dumnezeu, autoritatea este a lui Dumnezeu. Este important de înțeles pentru slujitor și este important de înțeles pentru biserică. Da? Când biserica înțelege că are autoritate care este a ei, dar slujitorii au autoritate care este a lui Dumnezeu, altfel se raportează. Da? Păi știi, pastorul nu ascultă de toate preferințele mele. Nu-i jobul lui. Jobul lui să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Da? Nu-i jobul lui. Când biserica înțelege acest lucru, relația între aceste două roluri este total altfel. Da? La fel cum biserica afirmă despre un membru, noi credem că acesta este un copil al lui Dumnezeu, la fel biserica nu face altceva decât să afirme despre un slujitor. Noi credem că acesta este un slujitor al lui Dumnezeu. Este investit de Dumnezeu ca să ne slujească. În al doilea rând, dacă autoritatea și responsabilitatea provin de la Dumnezeu, atunci responsabilitatea este doar față de Dumnezeu în mod ultim. Evrei 11:17 spune: ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei preveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Altfel spus, gândiți-vă la păstorii voștri că cea mai mare grijă a lor nu-i dacă vă place de ei sau nu. Oamenii ăștia vă cârmuiesc știind că vine o zi în care vor sta în fața Mântuitorului și vor trebui să dea socoteală pentru sufletele voastre. Aveți un pic de grijă cu ei, oameni buni. Voi chiar credeți că grija cea mai mare a unui păstor e dacă tu ești happy cu deciziile lui de management? Păstorul acela, dacă este într-adevăr trimis de Dumnezeu, se gândește că se va confrunta cu Dumnezeu și va trebui să zică: ce ai făcut cu Ninel? Ce ai făcut cu Ciprian? Ți l-am dat pe mâna ta 10 ani, ce ai făcut cu el? Dacă responsabilitatea și autoritatea vine de la Dumnezeu, responsabilitatea este față de Dumnezeu. Și există și o veste bună. Dacă autoritatea și responsabilitatea vin de la Dumnezeu, atunci și garanția succesului este Dumnezeu. Pentru că în Matei 16:18, Domnul Iisus Hristos spune că El va zidi biserica Lui. Nu eu, nu tu, nu cultul. Hristos n-a abdicat vreodată rolul de cap, conducător și ziditor al bisericii Lui. Noi suntem doar unelte. Noi mădularele, noi prezbiterii, noi diaconii, suntem doar unelte în mâinile Lui prin care El își zidește biserica. Ca tare, succesul este garantat de El și nu de mine. Cum exact exercită prezbiterii această autoritate care o au? Altfel spus, cum trebuie să pregătească biserica pentru a îndeplini responsabilitățile care le are? Primul rând, este slujirea din cuvânt. În afară de
faptul că un prezbiter nu trebuie să fie nou la credință. Rolul de prezbiter în Noul Testament nu se diferențiază cu absolut nimic de rolul de diacon, de exemplu, sau nici măcar de rolul de simplu membru, decât să spună că trebuie să fie apt să dea învățătură. Nu dornic, apt să dea învățătură. Sunt foarte mulți oameni care sunt dornici. Frate, aș vrea să predic și eu. Bun. Bine, până la urmă, Biblia spune că cel care vrea ca să fie prezbiter, vrea să fie episcop, tânjește un lucru bun, da? Problema e că nu ești apt, nu ești pregătit, nici la timp, nici de la timp, nici duminica, nici lunea. Nu poți să te pun la bun. Frate, dar eu vreau! Am înțeles, dar criteriul nu e dacă vrei. Criteriul e dacă ai o viață după cuvântul lui Dumnezeu și dacă ești înzestrat cu un dar de la Dumnezeu să faci acest lucru. Asta este singura distinție, da? Ca atare, nu este o surpriză că aceasta este chemarea lor primordială, ca să predice cuvântul, să dea învățătură, să fie pregătit să dea învățătură la timp și ne la timp. La 3 dimineața te trezești și te întreabă cineva ce este Evanghelia, ca și păstor, da? Sau ce spune Biblia despre? Ar trebui ca să ai un răspuns, dar poate n-ai toate răspunsurile. Dar nu poți să știi, frate, eu nu sunt pregătit acum să discut despre divinitatea Domnului Iisus Hristos. M-ai prins așa nepregătit. Da? Am avut multe discuții cu păstori baptiști și răspunsul pe subiecte gen Trinitate, atributele lui Dumnezeu, Evanghelia, ispășirea. Frate, eu n-am venit pregătit să discut lucrurile astea. Păi dacă n-ai venit pregătit să le discuți cu mine, cum te duci pregătit să-ți păstorești biserica? Un păstor baptist, penticostal, evanghelic, un păstor punct, trebuie să fie pregătit la timp și ne la timp să apere Evanghelia, să apere cuvântul lui Dumnezeu. Este primordial scopul lui. Orice altceva face este egal cu zero dacă nu faci acest lucru. Mark Dever zicea la un moment dat, când a mers la Capitol Hill în Washington DC, că le-a spus celor din biserică că este dispus să falimenteze în toate aspectele păstoririi lui, dar nu în predicarea cuvântului. Este dispus să neglijeze toate aspectele din ceea ce ei consideră slujire, dar nu predicarea cuvântului. Nu mă interesează organizarea de comisii, nu mă interesează organizarea de evenimente, nu mă interesează nimic altceva. Mă interesează predicarea cuvântului și vestirea Evangheliei. Pentru că sunt convins că în acest fel un prezbiter își îndeplinește chemarea lui. Un prezbiter trebuie el să aibă deplină credință în cuvântul lui Dumnezeu, de a realiza lucrarea lui Dumnezeu. Asta este problema cu cei mai mulți. Ei nu cred că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Ei nu cred că cuvântul lui Dumnezeu poate realiza această lucrare. Și de aceea nu își pierd timpul cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă crezi că Hristos își zidește biserica prin cuvântul lui, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin predicarea Evangheliei, te vei dedica la aceste lucruri. Pentru că El, Iisus, își va zidi biserica și modul principal în care o va face este prin cuvântul său. În al doilea rând, slujirea în rugăciune. Al doilea aspect care îl vedem în Fapte 6, pe lângă preocuparea apostolilor ca să dedice cuvântului, este să se dedice rugăciunii. Iar noi vom continua să dăm atenție rugăciunii și slujirii cuvântului. Rugăciunea este deosebit de important pentru ei ca și slujitori. Rugăciunea pentru mine, da, eu trebuie să mă rog pentru mine ca și slujitor, eu trebuie să mă rog pentru alți slujitori, eu trebuie să mă rog pentru nevoile bisericii. La un moment dat, cred că fratele Andrei va atinge în expunerea lui pe liturghia bisericii, de ce noi avem o rugăciune pastorală. Public, în fiecare duminică dimineață, da, există o rugăciune pastorală în care se exprimă nevoile pastorale, dorințele pastorale, preocupările pastorale, încât biserica să se unească împreună cu cei care o cârmuiesc pentru binele, sănătatea și creșterii bisericii. Este un lucru foarte important să știi că păstorul tău se roagă pentru tine. Nu așa de genul, Doamne, fii și cu ăla. Ci că îți cunoaște viața și îi pasă și merge înaintea lui Dumnezeu și se roagă pentru tine. Și când intră în amvon duminică dimineață, a fost o săptămână în care s-a gândit, a meditat și s-a rugat pentru turma lui. Și vine să-i hrănească, ca să-i pregătească pentru următoarea săptămână, pentru următoarele atacuri din partea satanei, pentru următoarele încercări care au să vină. Nu vine doar așa dintr-un turn de fildeș să facă teologie cu tine. Stai egal cu zero. Dacă vine numai să spui, băi, nu-mi pasă de voi,
Nu mă interesează cum vă cheamă, cine sunteți. Eu am venit aici numai să vă țin niște lecții, după aceea să vă trimit acasă și după aceea e treaba voastră. Asta e o conferință. Cu voi cam asta fac, deși îmi pasă de voi, chiar dacă pe unii v-am cunoscut doar acum, weekendul acesta. Dar de aia care stau lângă voi, care sunt membri în această biserică, îmi pasă și vărs lacrimi pentru ei. Și duminica viitoare sau duminica aceasta, când mă urc în amvon, în primul rând mă gândesc la ei. Nu mă gândesc la Facebook sau la YouTube sau la comunitatea virtuală. Mă gândesc la sora Cristina, la fratele Ciprian, la fratele Andrei, la fratele Sorin. Mă gândesc la zbaterile din viața lor, la problemele din viața lor, din familiile lor, la încercările lor. Și în felul acesta deschid Scriptura și le-o predic. Altfel nu faci păstorire. Faci doar o teologie seacă și lipsită de orice putere a Duhului Sfânt. Al treilea rând, slujirea de a aduna la oaltă și de a proteja turma. Una dintre condamnările care le aduce Dumnezeu împotriva păstorilor nestatornici a Vechiului Testament este faptul că rătăceau turma. În Ieremia 56 spune, poporul meu era o turmă de oi pierdute. Păstorii lor, ce trebuie să facă păstorul? Să-i strângă, da? Să-i protejeze. Păstorii lor îi rătăceau în loc ca să-i strângă la oaltă. Dar Dumnezeu promite că va rectifica această problemă. Și spune în felul următor, vai de păstorii care nimicesc și risipesc turma pășunii mele, zice Domnul. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, împotriva păstorilor care pas pe poporul meu, pentru că mi-ați risipit oile, le-ați izgonit și nu v-ați îngrijit de ele. Iată că vă voi pedepsi din pricina răutății faptelor voastre, zice Domnul. Și eu însumi îmi voi strânge rămășița oilor mele din toate țările din care le-am izgonit. Le voi aduce înapoi în pășunea lor și vor crește și se vor înmulți. Voi pune peste ele păstori care le vor paște. Nu le va mai fi teamă, nici groază și nu le va lipsi nici una din ele, zice Domnul. Ieremia 23, de la 1 la 4. Rolul păstorului, care este sub autoritatea lui Dumnezeu, este să adune și să protejeze turma. Turma pentru care a murit Domnul Iisus Hristos. De aceea Pavel spune în Fapte 20, prezbiterilor, luați seamă la turma lui Hristos, la biserica lui. Petru spune în 1 Petru 5, la 2, la 4, supraveghind-o, da? Trebuie să fii cu ochii pe ea. Să fii cu ochii pe ea. Ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Ce se întâmplă în viața lor? Păstorii trebuie să vegheze în mod constant asupra turmei, în modul normativ. Membrii sunt chemați să asculte de prezbiteri ca unii care veghează asupra sufletelor lor. Să se supună învățăturii și să urmeze exemplul lor care ar trebui să fie demn de urmat. Zice Apostolul Pavel, umblați pe urmele mele întrucât și eu umblu pe urmele Domnului Iisus Hristos. Să urmeze exemplul lor pentru a fi zidiți și învățați prin învățătură, prin rugăciune, prin veghere. De ce? Ca să fie apți, ca ei membrii să exercite autoritatea și să împlinească responsabilitățile care le-au primit de la Hristos ca și biserică. Cum interacționează aceste două autorități? În concluzie, haideți să ne întoarcem din nou la Efeseni, capitolul 4, unde avem un bun exemplu. El a desemnat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru echiparea sfinților, pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului Hristos, până când vom ajunge toți la unitatea în credință și în cunoașterea Fiului lui Dumnezeu, la omul matur și la măsura maturității plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii duși de valuri și purtați de orice vânt de învățătură dată prin viclenia oamenilor, care înșală prin șiretlicurile lor, ci spunând adevărul în dragoste, să creștem în toate privințele în El, care este capul Hristos, din El tot trupul bine închegat și strâns legat, prin toate ligamentele de susținere crește și se zidește pe sine în dragoste, după cum fiecare parte își face lucrarea. În primul rând, vedem această responsabilitate care o are biserica de a păzi Evanghelia. Biserica este prezent aici. Fiecare mădular trebuie ca să-și facă partea. Fiecare mădular. Nimeni nu este exclus. Priviți versetul 14. Ca să nu mai fim copii duși de valuri și purtați de orice vânt de învățătură dat prin viclenia oamenilor.
Trebuie să ajungem să fim oameni maturi și să păzim, să afirmăm biserica, membrii ei trebuie să protejeze, să fie în stare să protejeze Evanghelia, să facă această lucrare care este menirea lor pe acest pământ. Prezbiterii sunt chemați să echipeze și să pregătească pe membrii pentru această chemare, versetul 12 și 13, pentru echiparea sfinților, pentru slujire. Ei nu sunt chemați să slujească în locul sfinților, în locul membrilor. Voi dormiți, eu protejez Evanghelia. Voi dormiți, eu am să trăiesc viața creștină, să vedeți cum arată. Și să spuneți, mai am văzut și noi unul care a trăit după Scriptură. Nu. Voi trebuie ca să luați toată hrana și toată munca prezbiterilor și să o aplicați în viața voastră în așa fel încât să fiți echipați să faceți slujirea la care biserica este chemată. Să ajungeți toți la unitate în credință și la cunoașterea Fiului lui Dumnezeu, la omul matur și la o măsură a maturității și a plinătății lui Hristos. Prezbiterii echipează membrii și biserica își îndeplinește chemarea și misiunea lăsată de Hristos odată ce este echipată de prezbiterii ei. Vedeți, aceste două roluri nu se contrazic în niciun fel. Aceste două autorități nu se opun în niciun fel, ci pur și simplu ele se completează. El i-a desemnat pe unii păstori ca să echipeze membrii bisericii, pentru ca biserica să fie zidită și să îndeplinească chemarea care le-a dat-o Hristos. Prezbiterii exercită autoritatea delegată lor pentru a echipa biserica în a exercita autoritatea delegată ei. Și în acest fel avem egalitate, în acest fel avem frăție, în acest fel putem trăi într-un mod de armonie și de unitate în biserică, unde prezbiterii și membrii sunt egali înaintea lui Hristos și se împlinesc fiecare rolul și responsabilitățile care Hristos le-a delegat. Să ne ajute Domnul ca fiecare dintre noi să luăm în serios această autoritate care ne-a dat-o, fie de prezbiter, fie de membru, și împreună, armonios, să creștem și să slujim pe Domnul și pe Mântuitorul nostru. Amin. Amin.